se spune că anii de studenție sunt cei mai deosebiți, însă pandemia a mai șters din frumusețea vieții de cămin. Asta o recunosc chiar tinerii basarabeni care își fac studiile în România. Ce măsuri de protecție s-au luat și ce restricții au studenții aflăm chiar de la ei. La Universitatea Transilvania a fost o perioadă destul de complexă, deoarece imediat ce a început perioada de pandemie, s-a decurs complet la scenariul online. În semestrul al doilea, în care ne aflăm acum, a început parțial hibrid și încă o să continue. Și bineînțeles că examenele o să decurgă parțial fizic. A fost și este încă o perioadă destul de grea. A fost mai greu la început, când a trebuit să mutăm toate cursurile, seminariile în mediul online. A fost o experiență nouă. Mihaela este studentă în anul 3 în orașul Brașov și recunoaște că viața în cămine diferă mult de cea din primii ani. Dacă în anii trecuți, în căminele care au circa 4 locuri în cameră, erau toate ocupate, acest an sunt ocupate doar 3 locuri din acea cameră. Eu am avut norocul, o să zic așa, că anul acesta a fost repartizată în căminul unde sunt cazați o bună parte din studenții străini și aici stau doar câte 2 persoane în cameră, un lucru bun, aș spune eu. Ceea ce ține de viața la cămin s-a redus foarte mult din libertatea studenților, ca să spun așa. Nu mai avem dreptul să primim vizitatori, nu avem voie să ne ducem în alte cămine. Atâta timp cât nu faci parte din căminul respectiv, nu ai voie să intri în el. Masca obligatorie peste tot. Iar dacă un student este descoperit că încalcă aceste restricții, este dat afară din cămin sau, în cel mai bun caz, este dat o avertizare. Chiar dacă s-au obișnuit cu acest ritm, studenții recunosc că le lipsește viața de odinioară. Ce ține de adaptare, suntem destul de adaptați, dar un pic mai sensibili, deoarece sunt perioade destul de supraîncărcate. Din păcate, studenții nu prea au timp pentru alte lucruri, de exemplu voluntariat, care cândva era una din prioritățile studenților. Cred că cel mai mult de suferit au acum studenții din anul întâi, deoarece se presupune că ei acum trebuie să descopere cât este de frumoasă viața de studenție, să-ți faci noi prieteni, să vezi cum e viața la cămin, să trăiești independent, să fii în procesul de modelare, însă pandemia le cam taie din aripi, dacă e să spunem așa. Și pentru noi studenții din anii terminali, deoarece din propria experiență pot spune că e foarte greu să-ți faci lucrarea de licență în această perioadă, însă sperăm că nu va mai dura mult. Cât despre întreținere și cheltuieli, tinerii spun că mai muncesc sau sunt ajutați și de familie. Din când în când mai primim câte un coleg de la părinți, pentru că așa este tradiția, sau mai bine zis, soarta studentului și elevului. Nu pot spune că este o perioadă destul de grea, pentru că, na, dacă îi luăm la general, perioada grea formează oameni mai puternici. Totuși, noi, dacă suntem mai adaptați, deja am devenit mai puternici, am devenit mai pregătiți, pentru că urmează deja, când o să se revină la normalitate, o să știm ce trebuie să prețuim, ce trebuie să apreciem. Noi le dorim acestor tineri ambițioși mult succes și ne mândrim că, indiferent de situație, ei rămân optimiști și dornici de a studia.